Acuzat că a încercat să-și avertizeze stăpânii în legătură cu descinderea poliției, un papagal a ajuns în custodia autorităților din Brazilia. O patrulă de poliție din orașul brazilian Teresina a observat pe stradă un bărbat care cumpărase droguri dintr-o casă cunoscută ca aparținând unei femei care a fost arestată de 2 ori pentru trafic de substanțe interzise. Polițiștii au descins în casa respectivă, însă nici bine nu au intrat când s-a auzit "Mamă, poliția!". Cel care avertizase pe cei din casă de sosire a poliției a fost un papagal. "Trebuie să fi fost antrenat pentru asta", a declarat un reprezentant al poliției după incident. Pasărea, loială traficanților de droguri care o îngrijau, a fost reținută pentru că a încercat să compromită raidul ofițerilor antidrog. În afară de capturarea acestui papagal complice, raidul s-a soldat cu arestarea unui cuplu care avea în casă cocaină și o sumă mare de bani. Papagalul a fost transferat de poliție la o grădină zoologică din Teresina.